Over the middle, and doubled, and then the ball is intercepted. As it was. On the 26, he'll get a shot at it. La studiul difuzat de CNN, sponsorizat de National Football League, au participat 111 voluntari, toți foști fotbaliști profesioniști. Rezultatul a fost unul extrem, la 110 dintre ei fiind depistată encefalia traumatică, un sindrom care poate duce la agresiune, demență, depresie, pierderi de memorie sau chiar deces. Până în prezent, această diagnostică se stabilea doar după moarte, în urma autopsiilor. De-a lungul timpului, conducerea NFL a contestat că fotbalul poate provoca această afecțiune, însă pe parcurs, sub presiunea publicului și a instanțelor și-a recunoscut erorile și a fost de acord să achite timp de 65 de ani un total de aproximativ 1 miliard de euro pentru 20.000 foști fotbaliști care au fost diagnosticați cu acest sindrom. Printre sporturile care pot cauza afecțiunea encefalia traumatică se mai numără rugby, boxul și luptele marțiale.